trebuie să știu, are sânge gură, are salivă, da? Poate să-și absorbă saliva și să se nece. Atunci o să-l pun într-o poziție laterală de siguranță. Hai, bun. Mâna de partea salvatorului va fi în unghi de 90 de grade. De fapt, să nu-i rup mâna. Ei, la noi este cu în genunchi. La aha, noi. Mă doare mâna. Ești inconștient. Da? El este inconștient. Este adevărat că a vorbit. Pe țivii mai punem așa, dar Stelia nu este cazul. Da. Așa. Cealaltă mână cu podul palmei, pentru că dacă îi punem cu palma, da, se poate face și își poate absorbi, da, vomismentele. Punem cu cealaltă, da? Se va flecta piciorul, că mă ajute el, da? Și dintr-o mișcare o să-l întorc. Nu-l las așa, pentru că îi fac din nou, îi repoziționez, adică o să trebuiască să-i fac hiperextensia capului. O să-l ascult, o să-i verific, da?